Denumirile și mențiunile nutritive de pe ambalajele viu colorate și decorate cu personaje, dacă se poate, celebre din desene animate, de pe cutiile de cereale, sunt în realitate o încercare de a ne distrage atenția de la faptul că, de fapt, când le dăm cereale, le dăm copiilor noștri, la micul dejun, bombe de zahăr cu făină expandată. Acum, medicii au încercat să avertizeze oamenii cu privire la consumul de zahăr în urmă cu mai bine de 75 de ani, arătând că zahărul nu are niciun fel de valoare nutrițională, iar eventualele vitamine furnizate de alimentele cu prea mult zahăr adăugat sunt utilizate nu pentru sănătatea noastră, ci fix pentru metabolizarea zahărului. Deci, zahărul adăugat nu e doar calorii goale, ci constituie efectiv o nutriție negativă. Practic, cu cât se consumă mai multe zahăruri adăugate, cu atât corpul va deveni mai epuizat din punct de vedere, și anume, nutrițional, desigur. Mai exact, când dați copilului cereale cu lapte de micul dejun, de fapt, tocmai ați fabricat o bombă multiplă. Un mic dejun care geme de atâta zahăr, coloranți și arome adăugate, vitaminele pretinse că ar fi conținute acolo, abia făcând față digestiei zahărului în sine. Plus că laptele de vacă, un agent dovedit științific ca fiind proinflamator, alergen și cancerigen, pentru copiii până la 10 ani mai e suspectat și că ar fi la originea unui întreg cortegiu de boli autoimune, de la hipotiroidie și psoriasis până la lupus sau chiar scleroză în plăci. Luați acest lucru în considerare când dați data viitoare copilului lapte cu, mă rog, cereale frumos ambalate. O să mă întrebați care este alternativa sănătoasă. Păi, e un mic dejun cu cereale integrale și cu lapte vegetal. Concret, dacă luați o... Adică, cum puteți face? Luați o cană de fulgi din ovăz integral. Se găsesc în comerț peste tot. Dacă nu știți, puneți mâna pe telefon că vă spune unde găsiți în orașul vostru. Puneți-l împreună cu o cană de lapte vegetal turnat peste fulgi. Eu recomand laptele de migdale sau de soia. Puneți borcanul respectiv peste noapte, mă rog, borcan cu capac, și dimineața scoateți compoziția din frigider. Dacă e nevoie, se poate încălzi un pic pentru a nu fi foarte rece. Adăugați la treaba asta niște felii de banane, niște cubulețe de mere, câteva stafide, presărați totul cu un praf de scorțișoară și dacă nu e destul de dulce, mai puneți un pic de zahăr din ștevia. Gustul va fi spectacol, deja înghit în sec, nu știu, poate ați observat. Așa. Micul dejun va avea zero zahăr rafinat și nu va avea colesterolul și caseina în exces aflate în laptele de vacă. Iar copilul vostru va avea cel mai bun start posibil în zi din punct de vedere nutrițional și energetic. Consumul în mod regulat al fulgilor de ovăz integral are beneficii reale asupra sănătății, îndeosebi în ceea ce privește problemele legate de tranzit. Da, având deci fibre vegetale, încurajează tranzitul intestinal, un lucru tot timpul foarte bun. Ovăzul contribuie la scăderea colesterolului din sânge, inhibă producția, mi-am notat unele chestii, inhibă producția de prea multă insulină, protejează colonul prin efectele sale antiinflamatoare, ok? Ovăzul este de la sine, adică nu a trebuit adăugat, ca la celelalte cereale, bogat în fier, calciu, fosfor, magneziu, potasiu, zinc, cupru, conține vitaminele B1, B5, vitamina E și multe, multe altele. Așa că nu vă lăsați păcăliți de ambalajele viu colorate. Și mai ales, mai există un principiu pe care ar trebui să-l aplicați, sau măcar să vă gândiți la el. Nu dați copiilor ce cer, ci ce vor ei, ci dați copiilor în principal ceea ce au ei nevoie. Da? Repet, nu dați copiilor ce vor ei, ci ceea ce au ei nevoie. Asta este un principiu de parenting care, din păcate, este din comoditate, din nu știu din ce motive. E mai simplu să-i dăm ce cere ca să nu ne batem capul cu copilul ăsta. Hai să-i dăm să ne scăpăm de gura lui. Da? În felul acesta, copilul devine șeful vostru.
Ok. Până la urmă, arta de a fi părinte tocmai în asta constă, da? A da unui tânăr om în dezvoltare ceea ce are nevoie, nu ceea ce îi trece lui prin cap. Că i-ar trebui la un moment dat. Știu, nu e ușor să fii părinte. Știu foarte bine asta după 4 copii pe care am crescut eu. Dar vă urez succes și încerc să vă dau uneltele pentru a putea avea acest succes, însă depinde de voi dacă le și utilizați. Cu asta vă doresc din nou o zi binecuvântată, cu sănătate, fericire și mai ales cu decizii nutriționale și anume înțelepte.